externă și vă invit să participați la această întâlnire cu noi prin prezentările pe care le veți face. Vă mulțumesc foarte mult! Din partea Comisiei pentru apărare, doamna vicepreședinte Pauliu, senator Pauliu, vă rog. Bună ziua, stimați invitați, domnilor miniștri. În primul rând, vă mulțumim că ați dat curs invitației făcute de Birou Permanent și cele două comisii reunite din Senat. Am să precizez astăzi, pentru că am văzut foarte multe discuții în spațiu public, că rolul acestei întâlniri, să spunem de astăzi, este cel reglementat de articolul 8 din regulamentul de funcționare a celor două comisii, mă refer aici la Comisia de Apărare, și anume Comisia de Apărare exercită un control parlamentar asupra tuturor instituțiilor din domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale, deci implicit Ministerul Apărării, iar astăzi acest control parlamentar se realizează printr-o vizită de informare pe care aceste două instituții le fac în cadrul Parlamentului României. Cadrul legal, spun eu, fiind precizat, aș propune și colegilor noștri, ca și format de lucru, o prezentare făcută de către cei doi miniștri asupra evenimentelor din Orientul Mijlociu, urmând apoi, dacă membrii Comisiei agrează acest format de lucru, să venim cu eventuale întrebări. Da, mulțumesc, doamna vicepreședinte. Sigur că acesta e cadrul legal, ne exercităm atributul pe care îl avem de a controla asupra executivului și lucrul acesta face de fiecare dată. Este o situație inedită. Noi nu am avut ședințe în acestea reunite împreună cu Comisia de Apărare, dar și evenimentele sunt de așa natură. M-am consultat și cu colega mea și m-am consultat și cu membrii biroului și am vorbit și cu domnul președinte Meleșcanu. Uzual, Comisia de Politică Externă lucrează deschis, adică cu prezența presei. Comisia pentru Apărare are alt regim datorită informațiilor de multe ori care necesită un anumit nivel de securizare acestora, dar de data aceasta, și vă întreb dacă e vreo obiecțiune, noi am convenit că această ședință să fie o ședință deschisă în prezența publicului. Vom fi văduviți probabil de anumite informații, pentru că într-un astfel de cadru vor fi prezentate numai acele informații care pot fi prezentate, dar pe noi ne interesează în primul rând poziția pe care o are România în această situație și din punct de vedere al politicii externe și, bineînțeles, și din ceea ce privește prezența noastră în această regiune. Domnule ministru Aurescu, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnă vicepreședinte, domnule președinte al Senatului. În primul rând, la mulți ani și dați-mi voie să exprim mulțumirile mele și sunt convins și ale colegului meu, domnul ministru Ciucă, pentru această inițiativă de a avea o prezentare cu privire la situația recentă din Orientul Mijlociu, mai ales că, așa cum am arătat la audierile care au avut loc în luna octombrie, există deplină disponibilitate din partea mea personală a conducerii Ministerului Afacerilor Externe pentru a avea un dialog constant și deschis cu Comisiile de Politică Externă. De altfel, am și adresat luna trecută o propunere în acest sens, sigur, pentru sesiunea ordinară, când urma să fie reîncepută activitatea Parlamentului și a Comisiilor pentru a discuta despre ceea ce s-a petrecut pe plan internațional în ultimele două sau trei luni. În ceea ce privește evoluțiile îngrijorătoare care au avut loc recent în Orientul Mijlociu, așa cum a fost deja menționat public, inclusiv de către președintele României, de către ministrul afacerilor externe, există preocupări serioase cu privire la situația din Irak și din regiune, care, în cazul în care escaladarea continuă, repet, în cazul în care escaladarea continuă, pot să afecteze securitatea regională, dar și cea europeană și internațională în sens larg. În același timp, având în vedere evoluția evenimentelor, putem spune, așa cum a evidențiat public și președintele României săptămâna trecută, că până în prezent interesele României și ale cetățenilor români nu au fost în mod direct afectate.
iar Ministerul Afacerilor Externe, prin misiunile sale diplomatice și consulare, prin activitatea pe care a desfășurat-o în această perioadă, a vegheat și a monitorizat cu foarte multă atenție, mai ales situația cetățenilor români din regiune. Fie că vorbim despre cetățenii români care se află în această regiune, am să vin la un moment dat pe parcursul prezentării mele la situația comunității de români din Irak, din Iran, dar și în ceea ce privește situația misiunilor diplomatice pe care le avem în regiune și, așa cum se va pronunța, cum sunt convins, domnul ministru Ciucă, cu privire la situația militarilor noștri aflați în Irak. România, pe tot acest, în tot acest interval, s-a coordonat și continuă să se coordoneze cu partenerii noștri din cadrul Uniunii Europene, din cadrul NATO, împreună cu, de asemenea, cu partenerii noștri strategici, în primul rând cu Statele Unite. Iar, după cum cunoașteți deja, în perioada 7-9 ianuarie, primul ministru al României, domnul Orban, s-a aflat la Bruxelles, unde, printre alte întâlniri, a avut și o discuție cu secretarul general al NATO, la care am participat și, cu acel prilej, a fost evident discutată și situația din regiune, din perspectiva Alianței Nord-Atlantice, din perspectiva misiunii NATO din Irak. Pentru o înțelegere cuprinzătoare a situației, cu permisiunea dumneavoastră, am să realizez o scurtă trecere în revistă în ordine cronologică a evenimentelor și respectiv a măsurilor care au fost luate de Ministerul Afacerilor Externe în fiecare etapă, a poziționărilor pe care România le-a avut în tot acest interval. Vreau să precizez însă de la bun început că de fiecare dată când Ministerul Afacerilor Externe s-a pronunțat pe acest subiect, nu a fost vorba doar despre poziția Ministerului Afacerilor Externe, ci a fost vorba despre poziția României. Toate aceste poziționări au fost discutate, omologate, aprobate la nivel de guvern și respectiv la nivel de președinte al României. Deci pozițiile care au fost exprimate au fost pozițiile României la nivel guvernamental, evident. În ceea ce privește evoluția în ordine cronologică, după cum spuneam pe scurt, a evenimentelor, putem spune că după o serie de evenimente premergătoare și un context favorizant declanșării acestei crize anterior, date de 31 decembrie, putem spune că data aceasta de 31 decembrie este momentul care a declanșat în mod accelerat evoluția evenimentelor, odată cu atacul grupărilor paramilitare pro-iraniene împotriva ambasadei Statelor Unite de la Bagdad. Din acel moment și până în prezent, Ministerul Afacerilor Externe a monitorizat în mod constant evoluțiile din regiune și a acționat cu accent pe situația cetățenilor români, după cum spuneam, dar de asemenea pe pozițiile politice ale actorilor implicați direct și partenerilor noștri. Odată cu atacul asupra ambasadei SUA de la Bagdad, am înregistrat o serie de reacții în reacție. Evident, președintele Donald Trump a declarat la acel moment că Iranul orchestrează un atac asupra ambasadei Statelor Unite în Irak și că vor fi responsabili pe deplin, citez din mesajul președintelui Statelor Unite. Reacția Ministerului Afacerilor Externe a fost aceea de a evidenția importanța protecției misiunilor diplomatice, în conformitate cu dispozițiile Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice, importanța respectării drepturilor, imunităților, în primul rând, de care se bucură inviolabilitatea, de care se bucură localurile misiunilor diplomatice, a condamnat atacul asupra ambasadei și a fost exprimată de asemenea așteptarea ca autoritățile irachiene să tragă la răspundere pe autori. Următorul moment a fost vineri 3 ianuarie 2020, când forțele armate americane au efectuat un raid aerian în apropiere de aeroportul internațional din Bagdad. Cu acea ocazie, după cum este știut, generalul Soleimani, liderul forțelor Al-Quds și comandantul adjunct al milițiilor susținute de Iran, și anume forțele de mobilizare populară Abu Mahdi al-Muhandis, au fost uciși. Iranul a promis represalii dure. Reacția Ministerului Afacerilor Externe, care a exprimat reacția României la acel moment, a fost de a exprima profunda îngrijorare cu privire la evoluțiile din Orientul Mijlociu, care au urmat atacului asupra ambasadei și respectiv măsurilor de prevenție și de protecție luate de către Statele Unite ca o consecință a acestui atac. De asemenea, s-a subliniat necesitatea dezescaladării conflictului în vederea evitării deteriorării situației. De asemenea, am monitorizat constant evoluția situației de securitate prin intermediul misiunilor diplomatice din zona. A existat un schimb de comunicări operative destul de intens cu misiunile diplomatice de la Bagdad, cu misiunea consulară de la Erbil, cu
cu misiunea diplomatică de la Teheran și, evident, cu alte misiuni diplomatice din regiune. În vederea protejării cetățenilor români din regiune, Ministerul Afacerilor Externe a transmis instrucțiuni misiunilor diplomatice din Orientul Mijlociu și apropiat, solicitând, în primul rând, actualizarea planurilor de contingență pentru evacuarea cetățenilor români, deci nu doar a misiunilor diplomatice, ci a tuturor cetățenilor români din statele de reședință, în situația escaladării situației de securitate în statul de reședință, verificarea funcționalității echipamentelor de comunicație, inclusiv a telefonilor satelitare. De asemenea, a fost emisă o alertă de călătorie în aceeași zi, 3 ianuarie, despre care vorbim, pentru Republica Irak și zona extinsă a Orientului Mijlociu, prin care Ministerul Afacerilor Externe recomandă evitarea călătorilor care nu sunt absolut necesare în regiune. Această alertă, subliniez, rămâne în continuare în vigoare, având în vedere situația de securitate din regiune. De asemenea, a fost afișată pe pagina de internet și Facebook a misiunilor diplomatice un nou mesaj privind importanța înregistrării cetățenilor români care se află în regiune pe portalul e-cons pentru a putea avea o evidență clară cât se poate declară, a cetățenilor români care se află în țările din regiune pentru a putea facilita acordarea de asistență și protecție consulară dacă este necesară în situații de criză. De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe a transmis instrucțiuni în sensul asigurării unor măsuri suplimentare de protecție pentru misiunile diplomatice din regiune. A fost de asemenea demarată o analiză de etapă a implicațiilor strategice în ceea ce privește evoluțiile din Orientul Mijlociu. Evident însă că aceste evoluții au continuat de la momentul respectiv. În urmare, această analiză are în vedere și ultimele evoluții care s-au înregistrat inclusiv în cursul zilei de ieri, urmând ca să o finalizăm și să o transmitem Guvernului și Președintelui României. Pe 5 ianuarie 2020, Parlamentul irachian a adoptat o rezoluție care are caracter neconstrângător, prin care se solicită Guvernului irachian expulzarea trupelor străine de pe teritoriul Irakului și, de asemenea, se cere renunțarea la solicitarea transmisă Coaliției Globale împotriva Daesh de a acționa pe teritoriul Irakului. Președintele Donald Trump, în reacție, a transmis că va impune sancțiuni Irakului în cazul în care această intenție se materializează. De asemenea, tot la aceeași dată, Iranul a anunțat că nu mai limitează numărul de centrifuge care sunt utilizate pentru îmbogățirea uraniului. Este un anunț care se înscrie într-o serie de anunțuri de dezangajare față de planul cuprinzător de acțiune, adică acordul nuclear iranian, încheiat cu Iranul, și care transmite într-adevăr un semnal de îngrijorare cu privire la evoluția Iranului spre acumularea de cantități suplimentare de uraniu îmbogățit. În intervenția mea de la Bruxelles din data de 8 ianuarie, poziție pe care am reluat-o și la Consiliul Afaceri Externe, la care am participat sesiunea extraordinară din 10 ianuarie, am arătat că această evoluție nu este de natură să contribuie la stabilizarea situației din Irak și din regiune. 8 ianuarie 2020, Iranul a lansat o serie de atacuri cu rachete asupra două baze irachiene care găzduiau trupe americane și ale coaliției împotriva Daesh. La câteva ore de la lansarea atacurilor cu rachete, după cum este știut, un avion civil aparținând companiei Ukraine International Airlines, cu 176 de persoane la bord, s-a prăbușit la doar câteva minute de la decolarea de pe aeroportul internațional din Teheran. Imediat după acest incident, ambasada Ucrainei la Teheran a declarat că acest incident la momentul respectiv, așa cum era catalogat, a fost provocat de o problemă tehnică. Ulterior au fost retrase aceste afirmații, după care a avut loc o declarație de presă a președintelui Statelor Unite, Donald Trump, pe tema Orientului Mijlociu, în care s-a imprimat o tendință destul de clară de dezescaladare a situației, declarație pe care România a salutat-o. Ca reacție am susținut la Bruxelles pe data de 8 ianuarie o declarație de presă pe această temă, am de asemenea prezentat un mesaj care a fost iarăși omologat de către toți decidenții pe linie executivă, reiterând apelul ferm al României pentru dezescaladare,
în contextul acestor atacuri cu rachete iraniene asupra bazelor care adăposteau inclusiv militari americani, dar și alți militari ai coaliției împotriva Daesh. În egală măsură a fost transmis un mesaj de condoleanță pentru victimele prăbușirii avionului. Pe 9 ianuarie, președintele României, după cum cunoașteți, a avut o declarație de presă pe tema situației din Orientul Mijlociu, punctând cele mai importante evoluții din perspectiva intereselor de securitate ale României, arătând că evoluțiile au avut un impact la nivel internațional și sunt relevante pentru securitatea Europei și a cetățenilor noștri, nu doar pentru securitatea statelor direct implicate, subliniind în același timp, după cum spuneam mai devreme, că interesele României nu au fost în mod direct afectate, mă refer la securitatea cetățenilor români, inclusiv a militarilor noștri aflați în Irak. S-a arătat că România se coordonează strâns cu NATO și cu Uniunea, în cadrul NATO și în cadrul Uniunii Europene și la nivel bilateral cu partenerii noștri strategici, în primul rând cu Statele Unite. A fost condamnată escaladarea tensiunilor până la acel moment. A fost salutată declarația pe care președintele Donald Trump a făcut-o la 8 ianuarie 2020, despre care am menționat deja. De asemenea, a fost exprimată susținerea pentru unitatea, independența, suveranitatea Irakului, integritatea teritoriului irachian. De asemenea, s-a subliniat importanța pentru continuarea combaterii terorismului în Irak și în regiune și, de asemenea, s-a exprimat susținerea pentru examinarea de căi pentru ca NATO să se implice mai mult în regiune și în combaterea terorismului. Ulterior, pe 10 ianuarie a avut loc reuniunea Consiliului Afaceri Externe, despre care am menționat, o reuniune extraordinară, care a avut pe agendă, în primul rând și cel mai important punct, situația din Irak și în legătură cu Iranul. De asemenea, un al doilea punct, care însă a fost examinat într-un interval de timp cu mult mai scurt, a fost cel referitor la situația din Libia. În ceea ce privește primul punct, cel mai important, care este și subiectul acestei informări de astăzi, miniștrii de externe ai Uniunii Europene au exprimat într-un mod destul de unitar, aș spune, solidar, sprijinul pentru ca Uniunea Europeană să se implice mai mult în dezescaladarea situației. De asemenea, s-a exprimat sprijin pentru stabilizarea și reconstrucția Irakului. De asemenea, au fost exprimate o serie de idei cu privire la modul în care Uniunea Europeană ar putea să se implice mai mult în acest efort de dezescaladare. De asemenea, au fost exprimate opinii destul de puternice cu privire la necesitatea ca Iranul să continue să respecte acordul nuclear în contextul declarației din 5 ianuarie cu privire la îmbogățirea uraniului. Și, de asemenea, cu acel prilej a fost purtată și o discuție deschisă și foarte substanțială cu secretarul general al NATO, care a fost invitat și a participat la reuniunea Consiliului Afaceri Externe. Poziția pe care am exprimat-o cu acel prilej a fost pe trei paliere. În primul rând, importanța ca Uniunea Europeană să se implice activ în dezescaladarea situației. Din acest punct de vedere, se pot avea ca panoplie de instrumente sau de acțiuni, mai multe elemente în vedere. De exemplu, se poate avea în vedere trimiterea în regiune a unei misiuni care să fie condusă de către înaltul reprezentant pentru politică externă și securitate al Uniunii Europene, vicepreședinte al Comisiei Europene, domnul Josep Borrell. Eventual împreună și cu alți miniștri de externe europeni, dacă se simte nevoia unei misiuni întărite cu această componentă. De asemenea, am sugerat alături de alți miniștri de externe posibilitatea deschiderii unei delegații a Uniunii Europene la Teheran, pentru că în acest moment nu există o misiune a Uniunii Europene în regiune. De asemenea, s-a enunțat și am susținut și această idee, aceea a numirii unui reprezentant special al Uniunii Europene pentru regiune, neexistând în acest moment o astfel de poziție la nivelul Uniunii Europene. Nu în ultimul rând, am sugerat alături de alți parteneri și în consonanță și cu poziția exprimată în acest sens de Statele Unite, am exprimat susținere pentru ideea ca Uniunea Europeană să participe la crearea unui cadru de asigurare sau de garantare a securității la nivel regional. Pentru că este o necesitate, după cum o arată aceste tensiuni din regiune.
Am exprimat în egală măsură necesitatea evitării unei escaladări în ceea ce privește acordul nuclear, pentru că în opinia României, ca și în opinia celorlalte state membre ale Uniunii Europene, este foarte important ca Iranul să respecte în mod integral acordul nuclear, acest plan cuprinzător de acțiune. Sigur că în același timp nu trebuie să fie pierdută din vedere posibilitatea ca să fie activat mecanismul de soluționare a diferendelor care este prevăzut de către acest acord nuclear. Aceasta a fost poziția pe care și eu și alți colegi au exprimat-o în cadrul reuniunii din 10 ianuarie. Iată că ieri statele europene, așa numitul E3 din acordul nuclear, au declanșat această procedură de utilizare a mecanismului de soluționare a diferendelor din cadrul acordului nuclear. De asemenea, am exprimat poziția potrivit căreia, în cazul în care acordul nuclear nu reușește să fie menținut, este nevoie totuși de un alt acord care să înlocuiască acest acord și care ar trebui să aibă o cuprindere ceva mai largă. Nu doar cu privire la aspectele nucleare, dar iată, de exemplu, și cu privire la aspectele cu caracter balistic. Iată că aceste atacuri pe care Iranul le-a efectuat cu rachete balistice asupra bazelor irachiene care găzduiesc militari ai coaliției împotriva Daesh, ne arată că, sau ne reamintește faptul că Iranul are și un program balistic care nu este supus în acest moment niciunui control internațional. În sfârșit, m-am referit în intervenția mea la necesitatea sprijinirii Irakului, pentru că este foarte important ca situația de securitate din Irak să nu se deterioreze. În cazul în care irachienii, forțele de securitate din Irak nu reușesc să controleze mai ales fenomenul terorismului, putem să ajungem într-o situație în care acest fenomen să fie din nou exacerbat în Irak și în regiune. Este o situație care trebuie să fie evitată, de aceea prezența coaliției împotriva Daesh, prezența misiunii NATO în Irak este o necesitate. Din acest punct de vedere, mi-am exprimat speranța în diverse poziții exprimate de-a lungul timpului că, în această perioadă de timp, că rezoluția pe care Parlamentul irachian a adoptat-o solicitând eliminarea trupelor străine de pe teritoriul irachian nu va fi pusă în aplicare pentru că nu ajută la stabilizarea situației din Irak și din regiune. Nu în ultimul rând, am sugerat ca Uniunea Europeană să examineze programe specifice pentru sprijinirea procesului de reconstrucție și de stabilizare în Irak, cu mijloacele pe care Uniunea Europeană le are la dispoziție. În sfârșit, am salutat prezența secretarului general NATO la reuniune și, de asemenea, am reiterat opinia pe care președintele României a exprimat-o în declarația sa, cu privire la posibilitatea de a examina, de a susține un rol crescut al NATO în regiune și în combaterea terorismului. După 10 ianuarie, evoluțiile care au urmat au fost, pe data de 11, după cum cunoașteți, recunoașterea de către Iran a responsabilității pentru doborârea zborului companiei Ukraine International Airlines, după o perioadă în care inițial, Iranul a negat orice fel de implicare. Această situație a fost marcată de către Ministerul Afacerilor Externe printr-o poziție pe care am exprimat-o, și anume aceea că este necesară, evident, monitorizarea atentă a tuturor evoluțiilor, inclusiv a celor interne, care sunt subsecvente acestui moment de recunoaștere. Cunoașteți, fără îndoială, din spațiu public că chiar începând cu 11 ianuarie, în Iran, în marile centre urbane, au avut loc demonstrații, care continuă și astăzi. Cu acel prilej a avut loc și un incident în care a fost implicat ambasadorul britanic, care a fost reținut o scurtă perioadă de timp de către forțele de securitate iraniene. Prin urmare, în mesajul pe care l-am transmis cu poziția Ministerului Afacerilor Externe, am subliniat și importanța respectării Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice și, în același timp, importanța respectării libertății de întrunire. Trebuie să monitorizăm cu foarte multă atenție modul în care se respectă drepturile celor care manifestă, care protestează în Iran în acest moment.
În sfârșit, pentru a mă apropia de încheiere și de concluzii, au fost transmise scrisori de condoleanță către Ministrii Afacerilor Externe ai țărilor care au avut victime în avionul care s-a prăbușit, care a fost doborât de către forțele iraniene la Teheran. A fost transmisă inclusiv o scrisoare către ministrul iranian de externe, prin care s-a introdus o mențiune referitoare la recunoașterea de către Corpul Gardienilor Revoluției din Iran a atacului asupra aeronavei și s-a exprimat speranța că va avea loc o investigație transparentă. În sfârșit, la 14 ianuarie, după cum am menționat mai devreme, a fost activat acest mecanism de soluționare a diferendelor în cadrul acordului nuclear, conform articolului 36 din acest acord nuclear. Procedura care se declanșează astfel este o procedură care va fi destul de îndelungată, dar care poate să ducă la un moment dat la sancțiuni împotriva Iranului aplicate de către Uniunea Europeană, precum și la eventual, dar ceea ce evident nu ne dorim, denunțarea acestui acord. În ceea ce privește elementele de evaluare și de poziționare, este clar că această criză din Orientul Mijlociu, care în momentul acesta este într-o fază de dezescaladare, dar care își păstrează în continuare un potențial destul de important de reinflamare în cazul în care au loc evenimente care să conducă la un astfel de rezultat. Deci este clar că această criză trebuie să fie în continuare urmărită cu toată atenția, pentru că ea este de natură să afecteze securitatea, nu doar securitatea regională, dar și securitatea europeană și internațională. De asemenea, o altă concluzie care este foarte importantă este aceea că Irakul trebuie sprijinit pentru stabilizare și reconstrucție și, în egală măsură, lupta împotriva terorismului trebuie să fie continuată, atât prin intermediul Coaliției Globale Anti-Daesh, care nu poate, în mod obiectiv, să părăsească teritoriul Irakului în acest moment, cât și prin alte forme de asistență pe care le putem acorda, de exemplu, prin misiunea NATO din Irak. De asemenea, trebuie continuată coordonarea permanentă cu partenerii noștri din Uniunea Europeană, din NATO, respectiv cu partenerul strategic american. Este importantă implicarea Uniunii Europene în găsirea unei soluții politice pentru această criză și pentru continuarea sau consolidarea acestei tendințe de dezescaladare. Este important ca să continuăm în cadrul NATO examinarea acestor posibilități ca NATO să implice suplimentar în regiune și în combaterea terorismului. Este importantă sublinierea necesității respectării în continuare de către Iran a acordului nuclear, evident cu tot ceea ce înseamnă diversele variante de evoluție subsecvente. Și, nu în ultimul rând, este foarte important să avem în vedere atunci când ne pronunțăm pe acest subiect că există diplomați români care sunt la post în toate aceste capitale implicate și la Bagdad și la Teheran, ceea ce sigur reprezintă un avantaj în teren, dar în același timp, subliniez, trebuie întotdeauna să ne gândim și la securitatea și siguranța diplomaților noștri. Mă opresc aici și sunt evident disponibil pentru orice fel de întrebări în măsura în care ele pot fi comunicate public. Da, mulțumim. O să luăm întrebările după ce vorbește și domnul ministru Ciucă. Domnul ministru, aveți cuvânt. Domnule președinte, doamnă vicepreședinte, domnule președinte a Senatului, doamnelor și domnilor senatori și deputați. Bună ziua, de asemenea, folosesc această oportunitate pentru a vă ura la rândul la mulți ani și a vă mulțumi pentru această posibilitate de a comunica pe acest subiect care preocupă, desigur, pe toată lumea. Nu aș vrea să repet ceea ce deja a comunicat domnul ministru Aurescu, atât în cronologia evenimentelor, cât și a măsurilor care au fost luate. Doresc doar să punctez foarte specific activitățile și măsurile care au fost luate la nivelul Ministerului Apărării Naționale. A fost foarte clar de la început că am luat legătura cu detașamentele noastre aflate în Irak.
Acolo fac precizarea că avem două structuri, o structură care participă în cadrul misiunii NATO de instruire în Irak și cealaltă care face parte din coaliția anti-Daesh. De asemenea, au fost luate măsuri de consolidare a activităților de monitorizare și, de asemenea, a schimbului de informații la nivelul tuturor structurilor din Sistemul Național de Apărare și, de asemenea, la nivelul structurilor din cadrul Alianței Nord-Atlantice și cu partenerii noștri strategici, așa cum sublinia și domnul ministru, în mod deosebit cu Statele Unite. Totodată, specific la nivelul Ministerului Apărării Naționale, au fost luate măsuri de actualizare și revedere a planurilor de contingență, intrând de asemenea în tot ceea ce a însemnat ansamblul acesta de măsuri la nivel guvernamental și de coordonare cu Departamentul Securității Naționale din cadrul administrației prezidențiale, având o comunicare permanentă atât cu premierul cât și cu președintele țării pe tot ce a însemnat procesul acesta de actualizare permanentă a datelor în funcție de cum se derulau. În acest cadru, așa cum am precizat public, ne-am agregat la tot ceea ce au însemnat măsuri luate la nivel aliat, astfel parte din militarii noștri au fost relocați în conformitate cu deciziile luate de către structura care conduce misiunea de instruire NATO în Irak și de asemenea am fost în măsură să punem în aplicare toate planurile de contingență în cadrul coaliției anti-Daesh. În acest moment se mențin de asemenea măsurile suplimentare de protecție și avem o legătură permanentă astfel încât să putem să intervenim cât se poate de oportun. În acest moment vom continua să menținem acest status quo pentru forțele aflate în teatrul de operații, atât pentru cele relocate cât și pentru celelalte. De asemenea, vom continua să monitorizăm și să intensificăm tot ceea ce înseamnă partea aceasta de activități și misiuni specifice domeniului informațiilor militare și vom coordona toate deciziile care vor fi luate atât la nivel militar cât și la nivel politic în ceea ce privește implicarea sau solicitarea de implicare a Alianței Nord-Atlantice în Orientul Mijlociu. Vă mulțumesc! Da, mulțumesc. Doamna și domnilor colegi, deschid lista celor care solicită. Titus Corlățean și urmează domnul senat. Mulțumesc. Urmează domnul senator Tăricianu. Te rog. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor miniștri, domnilor deputați senatori. Eu voi fi concis, în primul rând, mulțumesc celor doi miniștri pentru disponibilitate. Gest firesc instituțional, de informare instituțională și de control parlamentar asupra executivului pe o temă care ne interesează și un subiect de interes comun, nimic contencios, deci un exercițiu parlamentar și guvernamental firesc. Acum, mulțumesc pentru contribuții. Aș avea un comentariu și două întrebări specifice. Comentariul este legat de tematica dosarului nuclear, dimensiunea militară iranian, pe care îl cunoaștem și unii dintre noi ne aducem aminte cât de laborioasă a fost negocierea dosarului și acordului, de fapt, nuclear și rolul jucat de
cei doi înalți reprezentanți ai Uniunii Europene pentru politică externă, Lady Ashton la început și doamna Mogherini ulterior. Acest acord însă a reflectat încă de pe atunci anumite limite și o neîncredere profundă, cel puțin din partea Israelului și cel puțin din partea unei părți a establishmentului american și știm divergențele republicane-democrate, iată și acum sunt abordări diferite. Eu salut deschiderea, ideea negocierii unui acord, dacă am înțeles bine, mai larg, care să includă, dacă e posibil, dimensiunea balistică, pentru că la acel moment una din problemele principale și vulnerabilități a fost legată de faptul că programul balistic iranian a continuat netulburat, separat de proiectul nuclear. Dar aici, ăsta era comentariul meu, orice implicare a Uniunii Europene, dacă va fi coordonată, se va reuși coordonarea, pentru că și pozițiile sunt ușor nuanțate la nivelul unor state membre, va fi ineficace în final dacă nu există o coordonare pe fond politică corectă cu Statele Unite ale Americii. Vom repeta istoria anterioară și nu vom ieși din paradigma neîncrederii. Nici nu mai menționez Israelul, pentru că poziția Israelului o cunoaștem. Acum, întrebările sunt mai specific, m-ar interesa ce se prefigurează a fi o implicare mai consistentă a NATO în Orientul Mijlociu, potrivit solicitării președintelui american Donald Trump și am văzut primele evaluări ale NATO și ce ar putea să însemne efectiv o ofertă, o participare românească în termeni mai concreți, dacă se poate, atât că se poate, e adevărat, spune într-un spațiu public. Și a doua chestiune este concretă, este legată de tema de securitate. Mă refer aici la protecția ambasadelor, misiunilor diplomatice. În alte perioade, când eram mai aproape de subiect, știm dificultățile legate de funcționarea ambasadei României la Bagdad, fiind în zona roșie, nu în zona verde. Și ce s-a întâmplat la un moment dat și măsurile de protecție care au trebuit luate. Întrebarea mea este că înțeleg că era un efort de relocare. Dacă acest efort de relocare a ambasadei în zona verde avansează și e un mesaj de susținere pentru această chestiune și de desemnare înțeleg a unui nou ambasador care însă să fie un om care să stea pe picioarele sale, nu alte variante mai subțiri. Ultima chestiune, dacă se poate, totuși legată de Irak. Știm că au fost momente dificile legate de menținerea coeziunii statului irachian, tensiunile între diferitele comunități șiită, sunită, curdă și la nivel politic și știm episodul din Parlamentul irachian la momentul adoptării rezoluției în care cei care au dus tindar au fost șiiții, leadership-ul politic, nu suniții, nu curzii. Există tentații centrifuge în clipa de față, pentru că poziția noastră a comunității internaționale democratice, presupun că a rămas neschimbată, de susținerea unității teritoriale, integrității statului irachian. Cam astea sunt lucrurile pe care aș fi vrut în acest cadru să le discutăm și mulțumesc încă o dată pentru disponibilitatea noastră. Zic să răspundem așa, întrebare la întrebare, să nu le... Nu? Așa credeți că e mai bine? Că suntem destul de puțin și toată lumea o să pună întrebări. Vă rog, da, concentrați răspunsul. Concentrat, da. Eu sunt absolut de acord cu evaluarea pe care o faceți dumneavoastră. Orice fel de implicare a Uniunii Europene nu poate să fie eficientă decât dacă există o coordonare cu Statele Unite și o coordonare cu NATO. Și de aceea am și subliniat acest lucru în intervenția mea în cadrul Consiliului Afaceri Externe Extraordinar, că este nevoie de o coordonare strânsă cu Statele Unite și în același timp, atunci când discutăm despre acordul nuclear, când discutăm despre, dar mai ales atunci când discutăm despre un cadru de securitate regional care să garanteze stabilitatea în zonă, este absolut necesar să existe în continuare această coordonare cu NATO. De aceea am și salutat prezența secretarului general NATO la reuniunea Ministrilor Afacerilor Externe. Ca răspuns la întrebări, ce se prefigurează în ceea ce privește implicarea NATO în Orientul Mijlociu? Este un subiect care în acest moment este încă în curs de evaluare, la nivel NATO în primul rând, la nivelul Secretariatului Internațional,
Evident că o astfel de discuție nu poate să fie făcută decât, iar decizii nu pot fi luate decât de către statele aliate. Cel mai probabil o să avem pentru prima oară acest subiect pe agenda miniștrilor apărării și apoi pe agenda miniștrilor de externe. Dar în orice caz, ceea ce se poate avea în vedere la acest moment, se poate avea în vedere plecând de la ceea ce se întâmplă în acest moment. NATO este în momentul ăsta implicat, de exemplu, în susținerea coaliției anti-Daesh prin asigurarea avioanelor AWACS. De asemenea, NATO este implicat în programe pentru defense capacity building, programe pentru state din regiune, pentru Iordania, pentru Tunisia, pentru, chiar și pentru Irak. Deci se poate pleca de la ceea ce face în momentul ăsta NATO, deci este deja un proces care se desfășoară și se poate amplifica eventual acest tip de sprijin. Dar sigur că discuția în acest moment este abia la început. În ceea ce privește implicarea în mod concret a României, aici sigur că depinde evident de rezultatul acestei discuții la nivel general, la nivel NATO. Ambasada de la Bagdad este în proces de relocare, deci avem în bugetul pentru acest an banii necesari pentru o nouă locație a ambasadei României la Bagdad și vom urmări acest proces să se desfășoare cât mai rapid. Și evident avem în vedere și la rotația care va avea loc, pentru că sunt multe misiuni diplomatice unde șefii de misiune și-au terminat deja mandatul de 4 ani, ba chiar mai mult de 4 ani, sigur că vom avea în vedere și un nou ambasador al României la Bagdad. În ceea ce privește coeziunea Irakului, există evident tendințe centrifuge și acesta este și motivul pentru care Uniunea Europeană a subliniat practic toate intervențiile miniștrilor de externe, dar și intervenția înaltului reprezentant Borrell, au subliniat importanța menținerii unității, integrității teritoriale a Irakului, a independenței și suveranității sale. Și din acest punct de vedere, susținerea comunității internaționale este extrem de importantă. Într-adevăr, momentul acela al votării rezoluției în Parlamentul irachian a fost unul revelator din acest punct de vedere. Președintele Parlamentului este de origine curdă, la vot au participat doar șiiții, suniții și curzii nu. Deci a existat într-adevăr o imagine, o fotografie destul de clară a divergențelor care există în acest moment. Dacă îmi permiteți, pe subiectul implicării NATO în acest subiect, cred că luni seara domnul Mircea Joană, secretarul adjunct al NATO, a făcut precizarea că urma să înceapă reuniunea șefilor apărării. Chiar în acest moment se desfășoară și probabil că acolo vor fi inițiate primele elemente de analiză specifică a rolului și obiectivelor pe care o astfel de misiune ar putea să le aibă în Orientul Mijlociu. Și ulterior, la reuniunea miniștrilor apărării din februarie, probabil că vor fi linii de efort mai clare și direcționări pentru implicarea în această misiune. În acest moment avem elemente de analiză prin care identificăm elementele noastre de contribuție și în funcție de solicitări vom avea în baza unei decizii politice contribuția noastră la o astfel de misiune. Eu vă propun că atunci când puneți întrebarea, dacă e o întrebare care doriți, la care doriți răspuns din partea ambilor miniștri, să specificați, dacă nu, dacă întrebarea se referă strict la unul și dacă doriți să interveniți fără niciun fel de problemă care imediat ce considerați că e nevoie. Domnul senator Tăriceanu, vă rog. Da, mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, membrii ai Senatului, domnilor miniștri. Doresc să vă mulțumesc pentru prezentările exhaustive pe care le-ați făcut. Îmi permit să fac câteva remarci și la sfârșit sigur să vă pun chiar și o întrebare. Remarcile pe care vreau să le fac sunt legate de
evoluția pe care cu toții am observat-o a Iranului. Iranul a devenit, după războiul irano-irachian sau irachiano-iranian, cum vreți să spuneți, a devenit treptat o putere regională care are ambiții de a-și construi un arsenal nuclear și care, din păcate, a mai făcut ceva în mod evident și eficient, a finanțat toate mișcările teroriste care activează din vestul Africii, mergând spre Est, în Orientul Mijlociu, până în Orientul Îndepărtat, proiectând o amenințare nu numai asupra regiunii, ci la nivel mondial. Încercările de a aduce Iranul la masa negocierilor au fost anevoioase pentru a se ajunge la un acord nuclear și acordul pe care l-ați menționat, JCPOA-ul, după cum știți, a fost denunțat de partea americană din motive evidente, pentru că elementele de asigurare a controlului și a situației pe teren nu erau îndeplinite și acest lucru, corelat și cu celelalte activități pe care le desfășoară Iranul, a determinat Statele Unite să denunțe acest acord. Partea europeană ce a făcut? A dus tot timpul o politică, aș spune, îngăduitoare, binevoitoare față de Iran. De ce? Pentru că au fost în joc interese economice extraordinar de mari. Da, mai ales din partea Franței și a Germaniei. În sfârșit, așa cum ați menționat, grupul E3, format din Germania, Franța și Marea Britanie, au hotărât să activeze mecanismul de rezolvare a disputelor din cadrul acordului. Nu numai atât, vreau să adaug un lucru pe care nu l-ați menționat, Statele Unite au făcut apel și la China și Rusia să denunțe acordul. Și intervenția, declarația pe care a făcut-o ieri premierul britanic Boris Johnson era chiar în sensul unei sugestii pentru Statele Unite de a propune un nou acord, având în vedere că președintele Trump denunță acordul precedent ca fiind unul influențat prea mult de considerente politice ale administrației Obama. Așa cum spuneam, se vede o diferență clară de abordare, cu toate că acum par și statele mari europene să-și dea seama că această politică pe care au dus-o atât de mulți ani nu a făcut progrese, din contră. Iranul s-a consolidat ca putere regională, a continuat cu acțiunile de sprijinire a mișcărilor teroriste în toată zona pe care am menționat. Și întrebarea mea ar fi, sigur, destul de delicată, probabil că prezența presei nu va ajuta la clarificarea acestei chestiuni. România ar trebui să fie, cred, la rândul ei, în situația de a analiza în profunzime gravitatea situației determinată de acțiunile Iranului. Nu mai vorbesc de doborârea avionului, că probabil acordul nuclear e mai important decât doborârea avionului ucrainian. Din păcate, soldat cu foarte multe victime. Dar sigur că e nevoie de o reglementare, de o anumită presiune crescută. Probabil că în momentul de față, singura țară care cu adevărat resimte riscurile la adevărata lor dimensiune este Israelul, însă ar fi regretabil ca Uniunea Europeană să meargă în continuare pe această linie benevolentă față de Iran, care profită de această situație și își continuă mersul nestingherit până în momentul în care, sigur, ne vom trezi că și-au realizat capacitățile nucleare. Probabil că aveți informația că în ritmul în care continuă procedurile de îmbogățire a elementelor astea de fisiune nucleară, în anul acesta, Iranul își va realiza capacitatea de realizarea unei bombe nucleare. Și sigur că ar fi foarte util ca și România să adopte o poziție mai clară, să nu fim întotdeauna în postura de followers. Aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră, domnilor miniștri. Vă mulțumesc. Mulțumesc.
Domnul Aurescu întâi, da? Da. Ministrul Aurescu, vă rog. Deci, eu cred că poziția pe care am exprimat-o, inclusiv la Consiliul Afaceri Externe Extraordinar de săptămâna trecută, a fost una foarte clară. România susține, unul, în primul rând, ca acest acord să fie respectat integral de către Iran. Doi, am susținut la rândul meu, în cazul în care cei trei, E3, iau decizia în acest sens, am susținut activarea acestui mecanism de soluționare a dispătelor, ceea ce s-a și întâmplat după 4 zile. Trei, am subliniat necesitatea unui nou acord în cazul în care acest acord actual eșuează. Un acord mult mai ambițios, care să țină seama și de aspectele care țin de programul balistic, și de ce nu, și de chestiunile care țin de implicarea regională a Iranului în diverse zone. De altfel, vreau să subliniez faptul că după ce la 14 ianuarie, deci ieri, cele trei state europene au activat acest mecanism de soluționare a diferendelor, reacția Statelor Unite a fost una de susținere, a fost o reacție pozitivă. Da. Statele Unite au spus că Regatul Unit, Franța și Germania au făcut ceea ce trebuie în fața provocărilor Iranului în materie de politică nucleară. Deci aceasta este situația în acest moment. Dar sunt de acord că trebuie să monitorizăm în continuare foarte atent toată această situație. Sigur, nu este România cea care stă în primul rând al acestui efort, ci cei care au fost implicați în negocierea și încheierea acestui acord nuclear, la care, după cum știți, prin intermediul unui expert român de excepție, domnul Cornel Făruță, și România și-a adus o anumită contribuție. În ceea ce privește procesul de îmbogățire a Iranului, sunt într-adevăr voci care spun că ar fi un an necesar până la obținerea cantității necesare pentru o bombă nucleară, alții spun un an sau doi. Deci vedem cu atenție care sunt evoluțiile pe acest dosar. Aici singura chestiune care cred că merită să fie din nou subliniată este faptul că și sunt convins că nu întâmplător, domnul ministru a subliniat foarte clar nevoia și unei monitorizări balistice, pentru că îmbogățirea uraniului și realizarea capabilității de a lovi nuclear presupune mai mult decât un an, și atunci este nevoie de un oarecare ecart de timp și în aceste ecart de timp măsurile care vor fi adoptate să ducă la stoparea acestui program. Da. Domnul senator Oprea, urmează doamna senator Pauliu. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor colegi, mulțumesc, domnilor miniștri, pentru oportunitatea de a avea un dialog astăzi, și am două întrebări scurte, una pentru domnul Ciucă, una pentru domnul Aurescu. Pentru domnul Ciucă aș dori să-l întreb, având în vedere contextul evenimentelor din Iran și din Irak, nevoia de a continua războiul contra terorismului, declarațiile României și declarațiile unor politicieni din România apărute în spațiul public, pe o scară de la 1 la 10. Cum evaluați riscul ca pe teritoriul României să se întâmple evenimente nedorite? A doua întrebare pentru domnul Aurescu este dacă ținem cont de evoluțiile urmare războiului din Siria referitoare la valul de migranți care a venit în Europa, dacă în această perioadă au fost crescute valorile sau se simt influențe în zona aceasta a migrației, cu atât mai mult cu cât contextul european nu a închis niște dosare, nu am închis niște dosare importante, cum ar fi, spre exemplu, Dublin 2, se discută despre viitorul Europei și cu certitudine migrația este una dintre temele extrem de importante care țin de viitorul Europei. Ce măsuri? Cum prevenim astfel de lucruri? Ce poziție avem noi? Vă mulțumesc. Da, vă rog. Vă mulțumesc. Evoluția situației de securitate nu este una matematică, motiv pentru care dați-mi voie să nu dau cifre. În schimb, doresc cu toată responsabilitatea, așa cum am făcut-o și la o intervenție săptămâna trecută, să calmăm opinia publică și să spunem că în momentul de față nu sunt motive
să intre într-o stare din aceasta de panică vis-a-vis de ceea ce ar putea să se întâmple. Sigur, există un risc, dar probabilitatea de a se întâmpla este una mică. Vă mulțumesc. Da, mulțumesc. Senator Pauliuc. Dacă îmi permite să răspund. Deci, foarte pe scurt, nu au existat niciun fel de semnale cu privire la un val de migrație. Deci nu a existat nicio evoluție în acest sens care să pună semne de întrebare sau să creeze necesitatea unui răspuns specific. Doamna senator Pauliuc. Vă mulțumesc și eu, domnilor miniștri, pentru prezentarea amplă făcută. Am două întrebări, una pentru domnul ministru și un ministru al apărării și una pentru domnul ministru de externe. Am să încep pentru domnul Aurescu. Este clar, stabilitatea în Orientul Mijlociu este importantă pentru noi toți. Și în acest sens este necesar un efort comun din partea tuturor reprezentanților statului român pentru a-și proteja cetățenii din zonă. Siguranța lor este esențială. Am văzut în prezentarea pe care, am auzit în prezentarea pe care ați făcut-o, că ați instituit posibilitatea înregistrării cetățenilor români din această zonă pentru a beneficia de ajutor la nevoie și protecție. Întrebarea mea este dacă în acest context apreciați și anticipați că în condițiile prezentate va crește riscul călătoriilor în scopul turistice în țările din Orientul Mijlociu. Și doi, pentru domnul ministru al apărării, domnule ministru, România ar trebui să primească anul acesta primul sistem de rachetă Patriot. Dacă puteți să ne precizați dacă la sfârșitul acestui an această capabilitate va deveni operațională. Mulțumesc. Deci, în ceea ce privește siguranța cetățenilor români care se află în zonă, așa cum am menționat, pe 3 ianuarie am emis o alertă de călătorie care spune că, având în vedere scaladarea tensiunilor din zona Orientului Mijlociu, generată de ultimele evenimente din Republica Irak, Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor români să evite călătoriile care nu sunt absolut necesare în această țară. Această alertă rămâne în continuare valabilă. De asemenea, cetățenilor români care se află în Orientul Mijlociu, Ministerul Afacerilor Externe a recomandat și recomandă în continuare să evite zonele în care au loc mitinguri, manifestații politice sau orice fel de demonstrații. Prin urmare, dacă nu există motive serioase pentru a face vizite în aceste spații, este bine ca cetățenii români să evite deplasarea în aceste spații. În ceea ce privește întregul spațiu al Orientului Mijlociu, sigur că întotdeauna există un anumit grad de risc care este cunoscut. În urmare, cei care se deplasează în această zonă trebuie să aibă întotdeauna în vedere măsurile de precauție necesare. Una dintre aceste măsuri pe care noi am menționat-o și o menționăm de fiecare dată când este cazul, dar și atunci când facem pur și simplu anunțuri cu caracter general, este importanța ca cetățenii români, nu numai cei care sunt într-o zonă de risc, dar în general, atunci când se deplasează în străinătate, pe o perioadă ceva mai lungă, chiar dacă nu este o perioadă foarte lungă, să se înregistreze la misiunile diplomatice. Pentru că în cazul în care se întâmplă ceva, un eveniment, un incident, un eveniment natural, care are consecințe deosebite, este mult mai ușor pentru misiunile diplomatice, pentru oficiile consulare să reacționeze și să acorde asistența necesară. Deci nu este o măsură nouă pe care am luat-o acum pentru situația din Orientul Mijlociu, este o măsură pe care o anunțăm și rugăm cetățenii români de fiecare dată să îndeplinească această cerință, și anume să se înregistreze, dacă se poate, la misiunile diplomatice. Nu există niciun fel de sancțiune cu privire la neînregistrare, dar această înregistrare este foarte utilă. Da, cred că am răspuns. În ceea ce privește situația cetățenilor români care se află în acest moment, deci comunitățile care se află în Irak și respectiv în Iran. În Irak sunt aproximativ 480 de cetățeni români, din care 300 în restul Irakului, cam 180 în regiunea Kurdistanului irachian. În Iran, de asemenea, sunt aproximativ 500 de cetățeni români.
De la momentul la care a început criza, misiunile diplomatice, oficiul consular de la Erbil au ținut legătura cu comunitatea românească și au verificat de fiecare dată când a avut loc un episod al acestei serii de evenimente, dacă cetățenii români sunt în siguranță. Până în acest moment nu avem elemente din care să rezulte că există cetățeni români care au avut de suferit, nu există solicitări de asistență consulară, de exemplu, în vederea repatrierii din regiune înspre România. Mulțumesc. Da, vă rog că... Dacă îmi permiteți, domnul președinte... În ceea ce privește realizarea capabilităților de apărare aeriană, sistem Patriot, este, cred că, foarte important să menționez faptul că analiza noastră de cu ceva timp în urmă s-a dovedit a fi foarte relevantă pentru amenințările la care suntem martori astăzi, și sistemul Patriot este tocmai o capabilitate în măsură să combată astfel de amenințări. El va deveni operațional, primul sistem din cele 7 anul acesta, și cu certitudine va intra în serviciul de apărare aeriană a spațiului României. Vă mulțumesc. Domnul senator Salan. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să salut și eu inițiativa colegului meu, domnul vicepreședinte al Senatului, Titus Corlățean, pentru inițiativa avută, dar și deciziei Biroului Permanent al Senatului de a fi făcut prezența dumneavoastră, domnilor miniștri, azi în fața celor două comisii. Ieri, în 14 ianuarie, la sediul NATO, de la Bruxelles, secretarul general a purtat discuții cu majestatea sa, regele Iordaniei, despre parteneriatul puternic al alianței cu Iordania, dar și cu privire la situația actuală din Orientul Mijlociu. Secretarul General NATO a subliniat că Iordania este unul din cele mai apropiați parteneri mondiali NATO și că între Alianță și Iordania sunt unite prin activitatea comună de combatere a terorismului internațional. Tot ieri, secretarul General NATO s-a întâlnit și cu ministrul adjunct al afacerilor externe din Irak, iar secretarul general NATO a subliniat și cu această ocazie că NATO rămâne pe deplin angajat să lucreze cu Irakul și că NATO este gata să reia eforturile de formare și consolidare a capacităților în Irak, de îndată ce condițiile din teren vor permite. Un Irak stabil rămâne un factor crucial pentru stabilitatea regională, dar și pentru securitatea euroatlantică. Dar în același timp, pe scena politică irachiană există două orientări principale. Una care consideră că interesele Irakului sunt legate de influența strategică a NATO, ca și de altfel de ajutorul economic, precum și cel militar, pe care alianța îl oferă. Iar cea de-a doua este reprezentată de partidele care susțin retragerea trupelor străine din Irak și prin aceasta, așa cum ați amintit și dumneavoastră, domnilor miniștri, pe 5 ianuarie, anul curent, Parlamentul irachian a votat o rezoluție prin care a solicitat guvernului să anuleze cererea de asistență din partea trupelor de coaliție internațional condusă de Statele Unite ale Americii. Deci, situația, așa cum și dumneavoastră ați menționat, rămâne în continuare complicată și relativ instabilă. Cu amabilitatea dumneavoastră, domnilor miniștri, aș dori două întrebări pentru domnul ministru al apărării. În aceste condiții, cât de afectată este afectată securitatea militarilor români desfășurați în zonă, și din această perspectivă, România a primit garanții suplimentare de securitate
pe acest teatru de operații? Pentru domnul ministru al afacerilor externe, domnul Bogdan Aurescu, orice situație de criză militară, bineînțeles că afectează și relațiile diplomatice în mod direct. Noi ne dorim ca relațiile să rămână foarte bune cu toate statele din zonă. Ce ne puteți spune despre relațiile diplomatice româno-irachiene în acest moment? Vă mulțumesc! La prima întrebare, domnule senator, vă pot răspunde că garanțiile de securitate într-un astfel de teatru de operații sunt în conformitate cu specificul misiunii și cu tot ceea ce înseamnă asumarea profesiei de militar și elementele de specificitate ale misiunii pe care o execută. Strict la militarii români, cei care fac parte din misiunea NATO de instruire, aceștia au fost relocați astfel încât să iasă de sub incidența oricăror pericole și amenințări la securitatea acestora. Cei care fac parte din coaliția anti-Daesh sunt de asemenea în sunt în derulare a planurilor de contingență conform elementelor stabilite la nivel de coaliție. Ca atare, acestea sunt și elementele de garanție a securității și elementele specifice de derulare a misiunilor de către militarii români în teatrele de operație. Foarte scurt, relațiile diplomatice româno-irachiene nu sunt în acest moment afectate în niciun fel. Are cuvântul domnul vicepreședinte Mihail, senator Mihail. Domnul ministru, mulțumesc foarte mult pentru informațiile importante pe care le-ați prezentat. Este cunoscută implicarea Iranului în regiune, direct sau prin interpuși, în Irak, în Siria, în Yemen, și ținând cont de relațiile tradiționale pe care România le are cu state din regiune, de nivel de expertiză, atât militară, cât și la nivel de informații pe care România le are, în ce măsură a fost statul român implicat în analiza și în poziționările alianților din regiune, cu pregătire în Siria, unde ambasada noastră este și punctul de contact al NATO? Și cu ce țări se coordonează România în efortul de protejare a cetățenilor români aflați în regiune? Și care au fost eventual acțiunile pe care le-ați întreprins în acest moment în relația cu partenerii din regiune pe aceste subiecte? Mulțumesc! Mi-e teamă că o parte a acestui răspuns nu poate fi făcută publică. Pot însă să vă spun că este unul dintre motivele pentru care avem ambasadă în regiune, pentru a avea o imagine cât mai clară cu privire la ceea ce se întâmplă în fiecare dintre statele în care se află misiuni diplomatice. Prin urmare, aceste misiuni ale României transmit în centrală, transmit informații și către partenerii prin centrală, prin Ministerul de Externe și către partenerii noștri cu care facem astfel de schimburi. Doi, punctul de contact NATO este în Kuwait, nu în Siria, dar joacă un rol important și acest punct de contact NATO, ambasada României în Kuwait, mai ales având în vedere că și Kuwaitul joacă un anumit rol în ecuația regională de securitate. Doamna senator Gheorghiu. Hai că până la sfârșit de mandat învăța și numele. Mulțumesc, domnule președinte, le mulțumesc celor doi miniștri pentru faptul că au venit astăzi să facă această informare comisiei, însă, domnilor miniștri, din această informare pe care dumneavoastră cu amabilitate ați făcut-o, cred că cel mai important mesaj este pentru publicul neavizat din România și anume răspunsul la întrebarea foarte clară
dacă la acest moment, în urma situației din regiune, a situației din Iran, interesele de securitate ale României sunt afectate. Cred că este răspunsul pe care fiecare dintre cei care urmăresc această discuție îl așteaptă de la domnile dumneavoastră. Vă mulțumesc frumos pentru prezență. Da, foarte scurt, așa cum am spus-o deja în intervenția mea, așa cum a precizat și președintele României în declarația sa publică, nu există în acest moment elemente care să indice o afectare a intereselor României în regiune. Interesele cetățenilor români, siguranța lor nu a fost afectată. Mulțumesc. Domnul senator Moga. Am o întrebare pentru domnul ministru al Apărării Naționale. Am observat că din toate întrebările s-a ocolit sistemul de apărare de la DVSL. Noi trebuie, așa cum spunea și colega mea, doamna senator Goriu, trebuie să asigurăm cetățenii României că acest sistem este un sistem funcțional, e un sistem de protecție, este pe teritoriul nostru, să asigurăm că strategia de apărare a țării, care este și aprobată de, prin Constituție de Parlament, deci apărarea țării este funcțională. Asta vreau să vă întreb, dacă puteți să ne dați detalii mai multe despre acest sistem. Sistemul Aegis Ashore de la DVSR este un sistem destinat tocmai contracărării unor astfel de vectori balistici. El se află pe teritoriul României, dar face parte din sistemul integrat al Alianței Nord-Atlantice și este destinat să protejeze spațiul aliat. Sigur, România făcând parte din acesta ca atare, ceea ce trebuie subliniat încă o dată este un sistem eminamente defensiv în măsură să combată vectorii balistici care ar putea să afecteze teritoriul țărilor membre NATO. Da, domnul ministru. Aș vrea să adaug și eu ceva aici. Există din toată această criză și o veste bună, și anume confirmarea faptului că sistemul Aegis Ashore de la DVSL este foarte bine integrat în sistemul NATO și funcționează perfect. Așa cum a arătat secretarul general NATO și public, dar și în discuția pe care am avut-o săptămâna trecută împreună cu primul ministru la sediul Alianței Nord-Atlantice, sistemul NATO antirachetă, inclusiv sistemul de la DVSL, a monitorizat foarte bine ceea ce s-a întâmplat din punct de vedere al tirurilor cu rachete balistice care au avut loc în cadrul acestei crize. Din perspectiva mea personală, că a fost negociator șef al acordului care a adus acest sistem pe teritoriul României, nu pot decât să mă bucur să constat că sistemul funcționează și că își îndeplinește funcția la parametrii săi. Ne bucurăm în același timp faptul că nu a fost nevoie ca el să fie activat în ceea ce privește utilizarea interceptorilor care sunt amplasați la DVSL. Dar sistemul acoperă și protejează foarte bine teritoriul european aliat. Domnul Romașcanu, care e ultimul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnilor miniștri. Doar, nu știu, e lansarea unei discuții mai largi ce vreau eu să spun acum. Sunt informații importante care s-au spus aici, care s-au adus la cunoștința publicului. În schimb, dacă ne punem un pic, ne dăm un pas, doi în spate și privim lucrurile într-o perspectivă oarecum istorică, vedem cum s-a mai întâmplat în istorie că factorii direct implicați, aici vorbesc de partenerii noștri din Europa, tind să se uită în altă parte când e vorba de Iran pentru niște interese pe termen scurt, să le zicem comerciale. Vedem că există niște abordări diplomatice care, din păcate, ies din paradigma euroatlantică destul de des și un regim cum este cel de la Teheran, ați spus și dumneavoastră, domnule ministru, că unele estimări spun un an, altele estimări spun doi, nu există, văd, nicio estimare care să, nu spună, care să spună niciodată. Adică dacă noi, în alianțele noastre, în deciziile pe care le luăm, avem ca obiectiv oprirea Iranului, trebuie să fie și un termen. Domnule, ăștia nu o să facă niciodată ceea ce nu trebuie să facă.
Adică dacă noi tot ce putem face este să întârziem un pic, este echivalent cu n-am făcut nimic. Și repet, asta este, ne aducem aminte de ce se întâmpla în Cehoslovacia în 38, în 39. Am sentimentul că unii din jucătorii importanți se uită în altă parte și tindem să uităm ceea ce ne unește și care este direcția noastră pe termen lung. Și aș vrea să fiu sigur, și sunteți doi miniștri extrem de buni ai Guvernului României, că poziția românească în ceea ce privește integrarea noastră 100% spre vest este menținută cu declarații ferme și în cadrul organismelor europene. Adică n-aș vrea să lăsăm ca lucrurile să întâmple fără să strigăm cât putem de tare că nu e bine unde mergem. Repet, cea mai îngrijorătoare declarație este că un an, doi, nu putem să stăm cu un termen pe care îl avem în față că lucrurile se vor întâmpla rău în Iran. Probabil că toți cei care decid politica mare internațională ar trebui să ia toate deciziile necesare și rapid ca acest un an, doi să se transforme niciodată. Mulțumesc frumos! Da, avem un răspuns? Da, vă rog, domnul ministru. Un comentariu foarte scurt. Din ceea ce monitorizăm noi, Ministerul Afacerilor Externe, la nivelul partenerilor noștri strategici, la nivelul organizațiilor internaționale din care facem parte, nu se poate detecta o astfel de abordare, să spunem, de lăsătoare cu privire la acest dosar. Dimpotrivă, constat o preocupare crescută, o convergență crescută la nivel internațional între Uniunea Europeană și NATO, între Uniunea Europeană și Statele Unite pe acest, chiar dacă sunt în continuare elemente de abordări diferite, elemente de divergență, dar constat în ultima perioadă o convergență sporită a acestor poziții și o acțiune concertată. Iată, exemplul cel mai clar este acesta al mecanismului de soluționare a diferendelor care a fost declanșat de partenerii europeni din acord și care a fost salutat în același timp și susținut de către Statele Unite. Prin urmare, nu cred că sunt motive de îngrijorare din acest punct de vedere. În altă ordine de idei, sigur că declarația aceasta din 5 ianuarie a Iranului este îngrijorătoare. Toată lumea a condamnat această declarație și la nivelul Uniunii Europene, și la nivelul Statelor Unite, și la nivelul altor parteneri. Însă trebuie spus în egală măsură că chiar și această declarație a Iranului este reversibilă în cadrul acordului nuclear. Este o declarație care vorbește despre nelimitarea numărului de centrifuge, dar care nu fixează ca obiectiv, în mod explicit, ajungerea la 20% ca grad de îmbogățire a uraniului, ceea ce ar fi fost mult mai îngrijorător. Prin urmare, sunt anumite elemente de nuanță care sunt avute în vedere în cadrul mai larg al negocierilor internaționale cu privire la acest subiect. Mulțumesc. Mulțumesc frumos, domnule președinte, domnilor miniștri. Reiau și eu mulțumirile pe care vi le-au adresat membrii comisiilor pentru această întâlnire. Sunteți, am spus-o și la audieri, cel puțin la audierea Ministrului de Externe, surprizele plăcute ale acestui guvern, între puținele surprize plăcute ale acestui guvern, și ne cunoaștem foarte mult timp și am încredere foarte mare în profesionalismul dumneavoastră al amândurora. Două lucruri care sunt oarecum legate de subiect și unul care este un pic extins pentru ministru, pentru o altă zonă, pentru domnul ministru al apărării. Domnul ministru de Externe, dumneavoastră sunteți, domnule ministru Aurescu, sunteți un om cu foarte multă experiență în negocierile internaționale și îndrăznim să spunem că după experiențele care au fost în Orient, am reușit în anumită perioadă și cu sprijinul dumneavoastră, vă mulțumesc încă o dată și public pe această cale, ca un număr important din diaspora educată a zonei să revină în România să pună România ca și țintă în preocupările lor, astfel încât avem din ce în ce mai mulți studenți străini veniți din această zonă, lucru care ne interesează. Poate că alt tip de imigrație nu ne interesează, dar am spus-o și o spun în public și o spun și în numele Consiliului Național al Rectorilor, acest tip de imigrație ne interesează. Și credem că este momentul, vă întrebăm de altfel, noi credem, dar vă întrebăm dacă nu este momentul să profităm un pic mai mult în numele României și al cercetării și Universității Românești de acest context creat și cu această ocazie. Al doilea subiect legat tot de acest mixt, eforturile pe care noi le-am făcut, România le-a făcut pentru alocarea 2% din PIB, sunt extrem de importante aceste eforturi și
tot ceea ce ați prezentat vis-a-vis de dotările armatei române sunt de asemenea foarte importante și ne bucurăm că capabilitățile deja instalate își fac simțită prezența în cel mai bun sens al cuvântului. Însă întrebarea noastră este dacă aveți în vedere ca din acești 2% sau o parte din acești 2% să fie alocat și către cercetarea românească sau mai mult către cercetarea românească, nu doar cercetarea din apărarea românească strict legată sau strict de Ministerul Apărării, așa cum știu că se întâmplă pentru că sunt destul de multe preocupări și destul de multe contacte, nu vreau să dau detalii și nici nu pot, contacte cu foarte multe companiile care livrează în acest moment pentru România și contacte ale universităților, ale Centrului de Cercetare Românești și credem că această cooperare ar putea fi stimulată în beneficiu, în primul rând, al țării. Vă mulțumesc. Domnul senator, vă rog, domnul amiral. Domnul ministru, revin la componenta de apărare antibalistică de la Deveselu, care, iată, odată cu criza aceasta din Iran, a devenit cu atât mai actuală și mai importantă, însă aș vrea să adăugăm și faptul că ea este cu atât mai importantă, cu cât anul trecut, știți foarte bine, tratatul privind forțele nucleare intermediare dintre Statele Unite și Rusia a fost anulat. În acest context, ceea ce avem noi la Deveselu, cred că pe o rază de foarte mare, este singurul avampost al luptei împotriva rachetelor balistice pentru toată Europa. Și în acest context, cred că o comunicare la nivelul celor două ministere, în opinia publică, a utilității acestui sistem, ar fi dezirabilă în momentul de față, pentru că nu e așa, ar liniști, cred eu, societatea românească și pe cei neavizați. Cred, domnule ministru al apărării, că și o comunicare în această tehnică, să știți că puțină lume știe că interceptorii de la Deveselu nu au încărcătură explozivă. Nu știu oamenii lucrul ăsta. Și cred că ar trebui să, chiar dacă este ceva tehnic, să-i liniștim, să le spunem, domnule, nu există încărcătură explozivă, sunt numai două încărcături de combustibil care scot racheta, mă rog, în atmosferă și o pun pe traiectoria de lovire. Nu avem încărcătură explozivă. Ia dumneavoastră de apărare. Da, da, da. E vorba de... Nu am vrut să scot în evidență decât faptul că e vorba de o comunicare către populație. Mulțumesc. Domnul senator, sigur, nu am avut o abordare opacă față de existența, destinația, rolul și misiunile sistemului de la Deveselu. Sigur, ne însușim această chestiune de a veni cu detalii tehnice, o putem face fără niciun fel de problemă. Aș vrea doar să menționez că numai ultimul demers în care am fost la Deveselu cu toate televiziunile și cu ambasadorii statelor NATO în România a reprezentat o decizie de deschidere și de a prezenta cât mai pe înțelesul opiniei publice a elementelor de tehnice și de specificații, rol, misiune ale acestui sistem. O să luăm măsuri astfel încât să fie prezentate datele tehnice, să înțeleagă toată lumea. Referitor la 2%, ca să răspundem și întrebărilor domnului senator Costuiu, vă pot spune că la nivelul Ministerului Apărării Naționale există Agenția de Cercetare Tehnică și Tehnologie Militară, există de asemenea Institutul de Cercetare Medico-Militară, deci iată, sunt două instituții foarte bine destinate pentru tot ceea ce înseamnă cercetare-dezvoltare și de asemenea știți foarte bine că în cadrul tuturor conferințelor de gen am optat pentru deschidere și colaborare cu celelalte instituții din instituțiile de învățământ civil. În continuare facem apel pentru tot ceea ce înseamnă întărirea acestei colaborări, pentru că
avem convingerea că numai așa putem să avem contribuția proprie națională la tot ceea ce înseamnă trecerea aceasta de la o secolul 20, secolul în care accentul a fost pus pe industrie, la un secol în care totul se pune pe tehnologie și unde probabil biții vor avea o relevanță mai mare decât o au decât o are un glonț, de exemplu, ca să fiu pe specificul militar. Vom avea în vedere toate aceste chestiuni și sunt bani destinați din 2% pentru cercetare, dezvoltare la nivelul fiecărei categorii de forță. Directorul de program are obiective de cercetare, dezvoltare pentru înzestrarea categoriilor de forță. Vă mulțumesc! Nu pot decât să subscriu la ideea aceasta de a menționa mai des și mai concret valențele sistemului de la Deveselu, care este integrat în sistemul NATO. De altfel, asta a fost și abordarea pe care am avut-o de la bun început, când am publicat acordul, am publicat un acord comentat. S-au făcut tot felul de gesturi de transparență care au continuat apoi în procesul de implementare a acordului, dar sunt convins că e util. Și iată, facem un pas astăzi prin această informație pe care am dat-o legată de modul în care a funcționat foarte bine cu toți senzorii săi care au monitorizat situația din Orientul Mijlociu și tirurile de rachete diverse, sistemul NATO antirachetă, în care este integrat sistemul de la Deveselu, iată, funcționează foarte bine. În ceea ce privește situația atragerii de studenți străini în țară, cu siguranță, Ministerul Afacerilor Externe va susține în mod substanțial, necondiționat, acest efort, pentru că și eu cred că este un efort benefic pentru România, sigur, în măsura în care vom avea exact ce anume să prezentăm ca ofertă educațională din partea fiecărei universități importante din România. Fără niciun fel de rezervă vom sprijini acest efort. Da, mulțumesc doamnelor și domnilor. Cred că suntem la sentimentul dumneavoastră că acest maraton pe care l-am realizat într-o formulă sui generis, a comisiilor de politică externă și de apărare reunite. Nu am mai avut acest format. A fost unul care, în opinia mea, a oferit foarte multe răspunsuri, foarte multă transparență în legătură cu ceea ce s-a întrebat și ceea ce s-a răspuns. Sigur, într-o astfel de întâlnire niciodată nu poți să spui că ai primit răspuns la toate întrebările pe care le ai. Cred că nimeni nu are răspuns la toate întrebările pe care le are. Cred însă că este un exercițiu bun pe care l-am făcut astăzi, cu atât mai mult cu cât aceste evenimente s-au petrecut în perioada vacanței parlamentare, când nu funcționează Parlamentul, și cred că a fost o decizie corectă a biroului permanent de a ne convoca în această reuniune care se desfășoare în interiorul perioadei de activitate în teritoriu, că noi nu avem vacanță niciodată, asta nu e vacanță intensivă în teritoriu. Nu vreau să trag concluzii, nu e cazul să trag concluzii, dar cred că utilitatea întâlnirii a fost dovedită, s-au dat răspunsuri, există un mare interes din partea opiniei publice și din partea senatorilor care reprezentanți ai cetățenilor pentru a primi informații transparente și cât mai multe în legătură cu acest astfel de evenimente nedorite. Este și un moment foarte bun pentru că atenția publică fiind foarte mărită în acest moment, toate lucrurile care se spun, multe dintre ele foarte știute, dar reargumentate și resusținute, sunt în măsură să creeze o informare mai bună. Noi suntem într-o formulă de audiere, nu există, doamnă, altă formulă în Parlament decât de audiere a ministrilor în exercitarea controlului nostru. Sigur, printr-o invitare care am făcut-o, o invitație pe care am făcut-o celor doi miniștri, în conformitate cu regulile pe care le avem noi, ne-am consultat când e și greu, doi miniștri să-i aduci la Parlament în același timp, într-o perioadă foarte scurtă de timp. Au fost sacrificii de program și din partea colegilor din comisii care au venit atât de repede la București, mulți dintre ei, pentru a răspunde la această întâlnire și le mulțumesc. Și din partea domnilor miniștri, o să continuăm aceste întâlniri, sigur, în formatul normal. Domnul ministru Aurescu
am primit din partea domniei sale și după ce a fost investit o scrisoare în care dorește să ne informeze în legătură cu anumite probleme și o avem în atenție pentru perioada imediat următoare. Iar pentru domnul ministru Ciucă, sunt convins că toți colegii din Comisia de Apărare au o legătură și un contact care să ducă la rezultate bune în ceea ce privește două obiective de strategie națională și interes național pe care ne unește pe toate forțele politice când este cazul, cum este această reuniune. Vă mulțumesc foarte mult, domnilor ministri, vă mulțumesc foarte mult, domnilor colegi și doamna secretar. Nu, numai atât vreau să precizez. Vă mulțumesc pentru actul de normalitate care a avut loc astăzi în Parlamentul României. Și încă ceva, nu a fost o audiere, pentru că v-am explicat de la început, în articolul 8 al regulamentului Comisiei de Apărare este o vizită de informare și documentare. Vă mulțumesc, domnul ministru. Deci a fost audiere, da? Mulțumesc, domnilor ministri. Comisia de Politică Externă să rămână pe loc, să ne desfășurăm activitatea, profităm de ocazia asta. Da, mulțumesc foarte mult.